Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Unul dintre cele mai ample sondaje ale clerului anglican a constatat că 3/4 dintre ei nu crede că Marea Britanie poate fi considerată o țară creștină. Rămâneți cu noi, acest studiu ne indică și alți parametri interesanți. Cardinalul din Hong Kong, Stephen Chow, a declarat că este optimist cu privire la dialogul dintre Vatican și China. Nu pot vorbi în numele guvernului chinez, dar știu că membrii guvernului din China vor să îmbunătățească dialogul, a declarat cardinalul, considerat a fi capabil să joace un rol important în îmbunătățirea relațiilor dificile dintre Vatican și Beijing. Relațiile diplomatice sunt rupte din 1951. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am găsit! Care este istoria dialogului dintre Vatican și Beijing? Reamintiți-ne, vă rog. Da, Beatrice, așa cum spuneai, aceste relații au fost întrerupte în 51, însă acest lucru s-a datorat faptului că în 1948, în China a preluat puterea Mao Zedong, de care știm, am auzit, am învățat la școală, și comunismul a luat stăpânirea, a luat puterea în China. Știm prea bine că religia principală este ateismul, iar în următorii ani, deci așa cum tu spuneai, s-au rupt relațiile cu Vaticanul, relațiile cu lumea creștină, în general, creștinii erau acceptați și nu foarte, mai degrabă erau tolerate bisericile locale, întrucât creștinii erau considerați străini, erau considerați infiltrați, deci erau reprezentanți unei puteri străine în cadrul Chinei. De atunci încoace au fost momente destul de tensionate între creștini și guvernul Chinei. Am câteva date, iată, foarte pe scurt, doar în 2012 un raport făcut în care se spune că au fost persecutați 4.919 persoane, 1.441 au suferit închisoare, 28 de persoane au fost torturate și 9 persoane au fost condamnate la moarte. Deci, iată, în țara considerată liberă, încă este vorba de persecuție și în anii noștri. Interesant, și apoi preiau microfonul, că Biserica Creștină, în ciuda acestui fapt, continuă să crească, explodează bisericele protestante. Iată, Biserica Catolică există, este prezentă, dar Biserica Creștină majoritară în China este Biserica Protestantă, sau mai bine zis, bisericele protestante. Și avem, iată, declarația acestui cardinal din Hong Kong, considerat de altfel a fi capabil să joace un rol important în îmbunătățirea relațiilor dintre Vatican și Beijing, iar el pare să fie optimist. Ce îl face să fie optimist? Există o nouă abordare, o nouă propunere? Da, sunt câteva elemente noi. Deci relațiile până acum au fost destul de reci, am putea să le numim. Prezența ca creștinilor, cum spuneam mai înainte, este încă considerată ca fiind o infiltrare din exterior și Biserica Catolică se supune papei. Deci iată un alt cap, un alt lider religios care este o problemă pentru liderii din China, la Pechin. Au fost mai multe încercări, le-am aici în față, de refacere a relațiilor în 2016, 2018, 2020 și cred că în 2020, iată, în 2020 și acum din nou în 2023,
se vorbește de o misiune de pace, de dialog. Cardinalul Ștefan, de care spuneai în declarația sa, amintește că de data aceasta membrii guvernului sunt interesați de o colaborare. Iată, aici este elementul nou, primul element nou. Dacă până acum exista un zid total de distanțiere, de rece, o ruptură a relațiilor, iată că apar persoane în cadrul guvernului care sunt interesate de refacerea relațiilor cu Vaticanul. De asemenea, un alt element important nou de care vreau să amintesc este că însuși Papa intră în câmp, intră în dialog, pe când se întorcea din Mongolia la o întrebare făcută pe avion, în celebrul discurs pe care îl face de câte ori se întoarce într-o vizită, el spune, relațiile noastre cu China sunt de respect reciproc. Iată, acestea sunt cuvintele și spune, este nevoie de mai mult, este nevoie să ne cunoaștem și să dialogăm mai mult. Deci, iată, chiar Papa se propune pentru dialog. A trimis o telegramă, de asemenea, guvernului. Deci, iată, noutatea este că, pe de o parte, în China, membrii ai guvernului încep să se deschidă, pe de altă parte chiar Papa intră în jocul acesta. Totuși, întrebată despre posibilitatea restabilirii relațiilor diplomatice cu China, cardinalul Chou, care este și unul dintre cei 21 de noi cardinali numiți de Papa chiar sâmbătă trecută, el a răspuns că se concentrează pe viitor, nu știe. Și oricum nu acesta ar fi obiectivul principal. Care ar fi obiectivul principal atunci? Deci cardinalul a spus nu relațiile diplomatice sunt obiectivul principal, acestea este declarația lui și într-adevăr nu relațiile diplomatice este prioritatea. Prioritatea este refacerea, deblocarea relațiilor de dialog și recunoașterea Bisericii Catolice ca fiind o biserică de stat. Și în China există o situație destul de ambiguă, complicată. Există o biserică catolică, vorbim de biserica catolică, de stat, care este controlată de către guvernul Chinei și de asemenea există o altă biserică catolică care se supune direct papei. Aici este problema, pentru că comunitatea catolică recunoscută și controlată de guvern nu are probleme. Biserica protestantă oficială, controlată și recunoscută de guvern, nu are probleme, se dezvoltă. În același timp, sunt comunități protestante care nu acceptă să fie controlate și apar probleme. Deci, Pechinul nu admite să fie o autoritate politică, religioasă, mai mare decât cea a guvernului. Este privită cu suspiciune o autoritate care vine din afară. În cazul acesta se vorbește de autoritatea papei, care nu este acceptată. Deci problema principală în dialogul acesta este ca autoritatea papală să fie recunoscută în cadrul Bisericii Catolice din China. Deci aceasta este prioritatea dialogului pe care îl propune în momentul acesta în acesta Vaticanul. Va fi recunoscută această autoritate? Ce părere aveți? Întrebarea este interesantă și s-ar putea, deci la ora actuală Vaticanul începe să fie prezent tot mai mult și este o voce politică, nu doar religioasă, tot mai mult luată în considerație. Iată, să nu uităm ultimele vizite pe care Zuppi le-a făcut la Moscova, de asemenea vizite făcute la Kiev, de asemenea iată, vizite în Mongolia, în zone principale unde sunt în discuție probleme politice. Să nu uităm, uite, fac un pas și foarte scurt, când România trebuia să intre în comunitatea europeană, vă aduceți aminte cine a vizitat țara noastră și apoi după aceea, la câteva săptămâni, deci o lună jumătate s-au deschis porțile? Reprezentantul bisericii. Deci iată, eu cred că diplomația vaticană este în stare să deschidă porți acolo unde nimeni nu se imaginează. Și este posibil să se refacă relațiile, e posibil să se refacă relațiile. Da. Mulțumesc mult, Benone Lupu, pentru intervenția de astăzi. Aici în studio alături de mine comentează astăzi la Lumea Religioasă pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Bun găsit.
iată, pe un subiect politico-religios și acest cardinal care întreba despre posibilitatea restabilirii relațiilor diplomatice dintre Vatican și China, el răspunde destul de direct, se poate ceva concretiza în viitor, nu știe să spună, dar oricum nu acesta este obiectivul. Da, să nu uităm că el este cel mai proaspăt cardinal creat de papă. Ăsta e termenul utilizat când cineva este ridicat în rangul ăsta. Și dobândind rangul de cardinal, devine persoană politică de prim rang în politica Vaticanului. Dincolo de rolul său religios în biserică, el devine personaj politic. Așa că răspunsul lui este unul politic. Nu, asta e primul lucru, da. Pe de altă parte, așa cum spunea Benone Lupu, relațiile statului chinez cu bisericile creștine sunt foarte bizare pentru noi. Sunt două tipuri de biserici, fie că vorbim de cea catolică, fie de cele protestante, adică bisericile oficiale și bisericile neoficiale. Biserica Romano-Catolică are o problemă specială, ca și Biserica Adventistă, culmea. Pentru că, fiind o biserică mondială și având un cap mondial al bisericii, asta sună foarte rău pentru guvernul de la Beijing, care nu acceptă niciun fel de concurență politică. Adică, în China, șeful e șeful partidului și cu asta basta. Bisericile protestante, care sunt mai mult sau mai puțin congregaționale, adică se gestionează fiecare biserică în parte, sunt mai ușor suportate pentru că nu reprezintă o forță mondială. De aceea, din 1951, China nu mai are relații diplomatice oficiale cu Vaticanul, asta e între state. Dar esența este una de sorginte religioasă. China nu poate accepta un concurent la puterea asupra cetățenilor ei. Fie el și papa. Care spunea cu atât colegul mai nostru, mult papa, este omul care deschide ușile. Cu atât mai mult papa, care în jocul politic mondial trece dintr-un capăt în altul al balansoarului, după cum interesele Vaticanului o cer. Iar China, care accede ca putere economică și vrea și politică mondială, ar face cumva să îl atragă de partea ei pe papă, dacă ar putea, dar ăsta e un joc complicat. Rămâne de văzut, să vedem unde va duce acest joc complicat. Apropo, da. Eu știu unde va duce. Biblia spune că toate națiunile pământului vor fi de acord la un moment dat. Acum nu știu când. Rămâne de văzut, așa cum spuneam, unul dintre cele mai ample sondaje ale clerului anglican a constatat că trei sferturi nu crede că Marea Britanie poate fi considerată o țară creștină. The Times a chestionat peste 1200 de clerici anglicani în serviciu, ceea ce înseamnă aproximativ 6% din total. Studiul ne indică parametrii interesanți. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Vili Costescu din Anglia. Bine ați revenit la lumea religioasă. Sărut mâna, Beatrice, salut și pe invitatul dumneavoastră și telespectatorii. Sunt în mașină pentru că am vrut să fac această corespondență din fața bisericii de lângă clădirea BBC, o biserică destul de cunoscută în mediul anglican, pentru că John Stott a fost rectorul acestei biserici începând cu anul 1950. Era ceva reprezentativ, numai că afară a început să plouă, cum de se întâmplă în Marea Britanie. Acest studiu nu este o noutate pentru cei care sunt interesați de lumea religioasă din Marea Britanie. Este, aș putea să-l numesc cumva, rezultatul natural al direcției în care se îndreaptă lumea religioasă în Marea Britanie. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Acum câțiva ani de zile, când, în timpul pandemiei, cred, dacă nu mă înșel, în 2020, s-a dat publicității rezultatul unui recensământ făcut aici în Marea Britanie, care a constatat pentru prima dată
în istoria Marii Britanii și cu 10 ani mai devreme decât se anticipa, faptul că în Marea Britanie mai puțin de jumătate din cetățenii sunt creștini sau se declară creștini. Pentru context, aș vrea să amintesc telespectatorul dumneavoastră că, într-adevăr, Marea Britanie a fost oficial declarată o țară creștină. Asta nu vine așa ca o surpriză pentru cei care nu știu, de ce se declară acum Marea Britanie o țară mai puțin creștină? Pentru că a fost o țară creștină în trecut. Și se pare că lucrurile nu vor merge spre bine, ba dimpotrivă, se vor adânci, însă speranța nu este pierdută. Speranța nu este pierdută nici pentru cler, nici pentru publicul larg. Și aș putea să vă explic de ce. Exact. Și cum este primit acest rezultat de către britanici, de către biserică, de către presă? Presa nu este extrem de interesată de ce se întâmplă în lumea bisericească, cel puțin în ceea ce privește celelalte denominațiuni, pe lângă Biserica Anglicană, nu este foarte interesată. Oricum suntem minoritari. În afară de Biserica Anglicană și Biserica Metodistă, foarte puțini membri ai publicului știu de existența altor biserici. Lumea se împarte în două aici. Prima parte este formată din oamenii credincioși. Noi îi numim așa în dialogul nostru conservatori. Conservatori, cei care încă vor să se țină de valorile creștine, cei care vor să practice un creștinism autentic și cei cărora li se pare că nimic nu este inacceptabil. Orice este posibil, totul este acceptabil. Acceptarea tuturor în mijlocul bisericii este cea mai bună direcție de mers. Și cum o să discutăm în câteva secunde, binecuvântarea cuplurilor de același sex ar trebui să fie accelerată. Exact. Studiul arată că 53% dintre cei chestionați au spus că vor sprijini o modificare a legii pentru a le permite preoților să căsătorească cuplurile gay, sugerând că peste 10.600 din cei 20.000 de preoți ai bisericii ar fi în favoare. Care sunt argumentele care, să spunem, pe care le enunță? Între ele se află și argumente biblice pe care le folosesc pentru justificarea acestei poziționări? Aducerea argumentelor biblice în conversație întotdeauna aduce la un impas. Pentru că, scuzați-mă, pentru că nu există o autoritate care să decidă care este de fapt interpretarea corectă a Scripturii. Eu am să vă spun o mică anecdotă. În orășelul în care păstoresc, Wimbledon, în sudul Londrei, am o relație foarte apropiată cu ceilalți lideri religioși. Spun religioși, nu numai creștini, pentru că colaborăm și cu templul hindus și cu moscheea locală în ceea ce privește programele sociale. Ne ocupăm de oamenii străzii și așa mai departe. Când am fost în Ucraina, imediat după începerea războiului, toți am pus mâna de la mână și am adunat ajutoare pentru Ucraina. Având o relație apropiată cu ei, la un moment dat un coleg anglican, vicar, preotul unei biserici din localitatea mea, a venit la mine și m-a rugat, mi-a cerut să ne întâlnim. L-am invitat la mine la biserică și am discutat puțin despre bisericile noastre, ne-am rugat și apoi mi-a spus de motivul pentru care a vrut să ne întâlnim. Și motivul a fost următorul. El mi-a spus așa: știu că în curând ni se va cere să binecuvântăm cuplurile de același sex. Biserica mea nu este de acord cu așa ceva și ne-am hotărât ca în momentul în care lucrul acesta se va întâmpla, dacă se va întâmpla, noi vrem să plecăm
și ne uităm după un local, o biserică unde să putem să ne închinăm împreună și m-am gândit la biserica voastră. Bineînțeles că și comitetul bisericii mele și pastorul meu asociat și conferința pentru care lucrez este favorabilă acestor activități, pentru că și noi, ca adventiști de ziua șaptea, folosim clădirile altor denominațiuni. Deci, ca să concluzionez această mică povestire, părerea mea este că va fi o schismă. În Biserica Anglicană, în momentul în care se va oficializa permisiunea preoților de a face astfel de servicii, va exista o schismă. Nu știu dacă va fi jumătate-jumătate, însă o bună parte dintre credincioșii anglicani, conservatori, tradiționaliști, nu vor mai rămâne în interiorul bisericii. Mulțumesc mult, Vili Costescu, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult! Iar noi mergem mai departe pentru faptul că totul se bazează pe tendințe. Iată, compania Porsche a tăiat dintr-o reclamă imaginea cu statuia lui Isus din Lisabona. Vine cu detalii Ovidiu Băluță, după care revenim aici și la pachet încercăm să analizăm aceste tendințe de a-l scoate pe Isus din ecuație și, desigur, și sondajele arată, încep să arate diferit. Compania Porsche a eliminat imaginea cu statuia lui Iisus Cristo Rei din Lisabona dintr-o versiune inițială a unei reclame. Statuia lui Iisus, înaltă de 28 de metri, a fost ștearsă din reclamă, fiind lăsat doar piedestalul de 81 de metri înălțime. Potrivit foxbusiness.com, producătorul de mașini de lux Porsche, după ce a primit critici cu privire la reclama difuzată cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la crearea modelului Porsche 911, în care apărea statuia lui Iisus, a decis să înlăture din videoclip imaginea cu statuia Cristo Rei, în care este reprezentat Mântuitorul Iisus Hristos cu privirea îndreptată spre orașul Lisabona, Portugalia. Compania germană, renumită pentru mașinile sale sport de lux, a lansat o campanie pentru sărbătorirea a 6 decenii, denumite Ani de Viteză, de la crearea modelului Porsche 911, promovând un model de ediție specială a vehiculului cunoscut sub numele de Porsche 911 ST2024. Ca parte a campaniei, Porsche a lansat o reclamă de aproximativ 2 minute și jumătate, care descrie evoluția Porsche 911. Într-o versiune a videoclipului postată pe site-ul companiei, la secunda 44, se vede trecând un Porsche 911, în fundal fiind podul și râul spre care este îndreptată cu fața statuia Cristo Rei. Însă statuia lui Iisus de 28 de metri este absentă, în imagine fiind vizibil doar postamentul de beton de 82 de metri înălțime. Prima dată când s-a observat dispariția statuii a fost atunci când un utilizator de pe o rețea socială a semnalat acest lucru, iar postarea sa a devenit virală. Acesta scrie: "Hei, Porsche, de ce ai șters statuia lui Iisus Hristos din reclama filmată în Lisabona?" În urma criticilor, Porsche a declarat pentru Fox Business următorul lucru. Într-o versiune inițială a unui film creat în Europa, statuia Cristo Rei nu apare. Ne pare cu adevărat rău și putem înțelege pe deplin durerea cauzată. Acest film a fost eliminat. Duminică după amiază, Porsche a încărcat pe contul său de YouTube o nouă versiune a videoclipului cu aniversarea a 60 de ani în care statuia lui Iisus Hristos este din nou vizibilă. Monumentul a fost finalizat în anul 1959 pentru a exprima recunoștința pentru faptul că Portugalia a fost scutită de distrugerile celui de-al doilea război mondial datorită neutralității sale în conflict. Rămâne totuși întrebarea acestui tânăr: de ce l-ai șters pe Iisus? Dacă statuia ar fi reprezentat o altă figură din alte credințe,
ar mai fi fost ștearsă atunci când s-a editat reclama? Traversăm timpul când creștinismul este atacat de Europa însăși, de țări creștine. Și întrebându-L pe Iisus, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, răspunsul este dureros. În casa celor ce mă iubeau le-am primit. Pastorul Valeriu Petrescu este încă aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Iată, cumva am unit cele două subiecte pentru că ele pot să ne oferă o concluzie la care să medităm. Păi să încercăm cu viteza unei mașini rapide să spunem două vorbe. Trendul din Anglia este normal, iar clerul, care e foarte bine avizat, spune ceea ce constată. În plus, Biserica Anglicană e un soi de struțocămilă, pentru că șeful bisericii e regele, dar regele nu are nicio treabă cu religia, iar arhiepiscopul de Canterbury e ca un fel de director general care nu are autoritatea totală. Așa că puse împreună acestea, plus tendința de secularizare care în Anglia este extrem de avansată, nu-i de mirare că însuși clerul anglican are aceste păreri pesimiste care se bazează pe observații directe. Ei spun că în 10 ani probabil bisericile nu vor mai ține liturghii. Să nu uităm că Biserica Anglicană e practic biserică catolică fără autoritatea papei. Cât privește celelalte chestiuni, nu mă mir că unii dintre ei și destul de mulți dintre ei ar susține un arhiepiscop de Canterbury femeie. Nu ne interesează genul, cum se zice acum, ci ne interesează calitățile manageriale. Pentru că, trebuie spus, religia a devenit în Europa, în lumea zisă creștină, un fel de chestiune care nu e doar secundară, e pe planul 3-4 încolo, printre altele. Că noi zicem religia, însă noi nu ne gândim că, de fapt, întemeitorul religiei este chiar Iisus și atunci când îl scoatem în ecuație... Din coace e o chestie de marketing, o prostie, după părerea mea, pentru că or fi avut ei cifre care spun că cumpărătorii respectivei mărci sunt mai mult necreștini decât creștini sau ceva de genul ăsta. Dar să riști un scandal de felul ăsta e pur și simplu o inabilitate managerială. Încotro creștinismul. Încotro ne îndreptăm. Ne îndreptăm spre sfârșitul lumii, așa cum zice Scriptura, ne îndreptăm spre disoluția credinței în Dumnezeu pe de o parte, iar pe de altă parte, așa cum spunea și Vili Costescu, sunt oameni din toate religiile care încă rămân la adevărul lui Dumnezeu. Și ei formează o rămășiță, așa cum spune Scriptura. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm ediția știrilor de mâine. Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!